Autoritățile au trecut de la prevenție la sancțiuni. În weekend s-au aplicat zeci de amenzi atât în rândul cetățenilor, cât și în rândul administratorilor de firme din județul Gorj. S-au aplicat, vă dau un exemplu, numai sâmbătă 140 de sancțiuni, însumând peste 56.000 de lei. Dovadă că oamenii nu înțeleg, după toate apelurile făcute, pe toate canalele, deci oamenii nu înțeleg să păstreze și să aplice măsurile de siguranță în această perioadă. Vedem că este o creștere explozivă a numărului de cazuri, spitalele nu fac față, ne chinuim să mărim numărul de paturi și oamenii sunt undeva, nu știu, nu pot să-mi explic până la urmă comportamentul acestora. S-au verificat totodată în această perioadă 1800 de persoane care se aflau în izolare și carantină și aici au fost aplicate sancțiuni de aproximativ 2000 de lei. Au fost controle, vă dăm exemplu sâmbătă, s-au verificat 29 de săli de evenimente, 13 cafenele, 8 restaurante, 10 corturi de evenimente în care s-au desfășurat evenimente private, gen nunți, botezuri. Și aici sancțiunile au fost multe și mari. Deci s-au aplicat 66 de sancțiuni, peste 41.000 de lei. Cum jumătate de județ este sub cod roșu de infectare cu coronavirus, localurile trebuie să funcționeze după ordinul dat de la centru. În unele localități nu se respectă măsurile luate. De exemplu, Țicleniu, care e la o rată de infectare, era ieri de 3,11. Clubul de acolo era plin. În momentul în care organele de control au fost în control și au făcut datoria, în club au mai rămas 15 oameni care erau vaccinați. Restul erau nevaccinați. S-au aplicat sancțiuni. La fel a fost la Bâlteni, unde ieri a fost organizat un eveniment la un cort din acesta de evenimente. S-a mers pe prevenție, organele de control au fost în primă fază și le-au solicitat să respecte regulile, măsurile, să scoată din mese, să așeze oamenii distanțați la mese. După plecarea organelor de control, a fost așa ceva, un joc de hoții și vardiștii, de așa recele și pisica. După plecarea organelor de control, au introdus din nou mesele în sală și au încercat să țină evenimentul cu mai mulți oameni decât prevede legea. La ora actuală, 37 de localități din Gorj sunt în scenariul roșu, printre care și cele două municipii.